Ministrul român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a avut un schimb dur de replici cu reprezentantul Rusiei la ONU, Vasile Nebenzia. Oficialul român a calificat drept complet false acuzațiile potrivit cărora Occidentul ar face cu Ucraina un schimb de cereale pentru armament. On the Russia's allegations that we have just heard in this hall, that there is a so-called deal between the West and Ukraine to deliver weapons for grain. Let me recall that it is not for the first time that Russia is issuing such totally false accusations. Bogdan Aurescu a ținut să reamintească că nu este prima dată când Rusia acuză Ucraina că exportă cereale pentru armament. For instance, on May 1st, the Russian Defense Ministry stated that Ukraine was massively exporting grain through Romanian roads, rail and on Danube in exchange of weapons and ammunition. The Romanian Ministry of Defense dismissed promptly these statements as false and gross manipulations of the reality. La rândul său, reprezentantul european la ONU, Olaf Skug, a etichetat afirmațiile reprezentantului Rusiei la ONU ca fiind manipulatoare. Statele Unite și Rusia s-au acuzat reciproc pentru agravarea situației alimentare din întreaga lume. Washingtonul a cerut Moscovei să permită exporturile de cereale ucrainiene blocate în porturile de la Marea Neagră.